Iasă în analiză spre meditație, iasă în meditație profundă. Deci, primul pas, aștia ar fi trei pași simple. Pot să fiu eu, dar văd ce e în jur. Din punctul meu de vedere, așa este. Vivarana e corectă. Realizarea instantanee trebuie să primeze. Da? Ținând cont că oamenii nici măcar n-au auzit de Advaita, nici măcar nu au studiat, știi? N-au cum să facă imediat așa. Tu ești Brahma. Du-te acasă. E prea scurt. Și atunci trebuie să fac compromis. Deci chiar nu vine la maestru, mai să spune în tatăl Amasie. Deși pe nu este cop și nu face click. Și mă trebuie totuși să facă ceva. Ce facem? Mai vine la tatăl maestru peste 32 de ani? Ce face discipolul care nu face click, care nu e cop când vine la maestru? Asta face. Asta e întrebarea. Deci se apucă? Aici nu aveți cum să scăpați, pentru că așa stau. E nevoie de ceva de făcut și se face bine cu metodă. Deci, întrebarea, care e metoda? Metoda este analiza celor trei componente din Mahavakya. Ce înseamnă eu? Sau tu? Hai să luăm Aham Brahmasmi. Eu sunt Brahma. Eu este un element. Brahman este al doilea. Și Asi este legătură. Este termenul de legătură care identifică dualitatea. Ce unul și doi nu sunt decât un. Tu și cu Brahma nu sunteți tu și Brahma, ci este doar Brahma. Bun. Dacă nu realizezi și nu realizezi, mai trebuie să insiști pe această frază, voi ca și cuvânt, pe urmă privești la nivel mental și ai la conceptul eu sunt Brahman, acolo împarți conceptul ăsta în cele trei componente, eu, Brahman și sunt, și le reflectezi asupra lor până când nu mai e dubii. Deci ce înseamnă eu, ce înseamnă Brahman și ce înseamnă sunt. Ce eu vreau să spună sunt ăsta. Asta este metodologia care e metodologia. Ce ați descris aici e o formă de Jnana Yoga. Cum? Ce ați descris acum e o formă de Jnana Yoga. Se poate. În Advaita... Poate era demonstrat, eu de declarat yoga. De poate asta și de poate asta. Poate yoga în termen vechi, da? Și este. Sigur că înainte să numească Advaita, se numea termenul yoga, era mai popular și se numea yogin oricine care se ocupa de studiul lui Brahman sau vrea să îmbarcă acasă. Deci să nu ne iubim. Termenul ăsta se aplică adevărat mult. Așa că avea să fie iubit eu. Și eu ți-am uitat. Ce e Jaias? Da. Dar eu consider la Advaita. Nu e bine așa aici. Vă dar cum asta este mult mai practic. Și vrea să știe, oricum ca și mine de altfel, cum să faci acea meditație sau acele meditații, cum să faci să realizezi chestia esențială care vă spun că am descris-o în carte, se numește metoda practicării, se numește metoda Brahma Kara Vritti. Brahma, doi termeni sunt, Brahma Atma Kara Vritti sau Brahma Kara Vritti. Vritti înseamnă gând. Brahma e Brahman. Kara este formă. Deci, trebuie să iei, să se stabilească în mintea ta forma lui Brahman, care este de natura unui gând. Deci gândul care are forma lui Brahman sau conținutul conceptului Brahman. Deci Brahman, cum e el infinit, nu poate să încapă în minte, dar un reprezentant, o reprezentare a lui Brahman poate să încapă. Și asta este Brahma Kara Vritti. Deci gândul de Brahman sau conceptul Brahman trebuie să se stabilească în minte, în mintea căutătorului de adevăr absolut. Da, deci cu acest concept, cum? Simte mai. Un băț, dai foc, ca să aprinzi, folosești să dai foc. După aia, ce faci cu bățul? Îl arunci pe el în foc. Este tot mai. Deci, în alt text te spune, o învățătură de natură iluzorie este folosită doar pentru a elimina o ignoranță de natură iluzorie.
final amândouă te spui spate. Deci, același lucru cum în tot arcul. Cu iajna de care spuneam că te folosești pe cineva. Așa e. Deci cui pe cui se scoate, da. Cam asta e chestia. Da, dar în deci yoga... Deci cum să știu dacă asta e valabilă? În yoga, da. Iar aici nu pot să spun că este ceva. În yoga se vorbește despre minte, mental. La nivelul minții trebuie să faci curățenie, pentru că ignoranța nu e ceva real, ci e ceva mental. Nu este ceva, separarea asta de Brahma nu e ceva real. Deci e ceva teoretic. Nu este nici la nivel fizic și nu e nici la nivelul lui Brahma, ci este undeva între. Și acel între se numește minte. Deci acolo trebuie pusă ordine sau făcută curățenie sau cum vreți voi faci o revoluție totală. Și asta se realizează prin metoda care are trei pași și avea mama, de filiasă. Afli adevăr, reflectezi asupra lui și din exces de zel, al practicării reflecției, vei ajunge în meditație profundă, în filiasă. Când generezi, ești într-o stare generată de convingerea că eu sunt Brahma. Starea aceea nu mai se... Deci e foarte stabilă. Trăiești în viața de zi cu zi cu simțământul, cu conștiința că ești Brahma. Dar încă ești la nivel mental. În final, normal că trebuie să transcenzi și asta. Și ce să spune ce am explicat pe scurt, foarte scurt în carte. Deci, la stadiul ăsta căutătorul este plin de ideea eu sunt Brahma, este saturat de acest concept, îi place, se simte bine, intră într-o stare de eu sunt Brahma și dacă nu mai are dubii, deci dacă nu vin alte brihisuri să îl întoarcă bădos sau să-l combată, și dacă nu există alte brihisuri, în mintea lui este doar eu sunt Brahma. Deci în faza asta, mintea, deci tot organul intern, Antakarana, deci minte, eu, intelect și memorie, se prăbușesc. Pentru că el își pasează conceptul ăsta, eu sunt Brahma, de la una la altă. Și el lucrează cu un singur concept. Ce mai faci? Uite, ia, e, citește anumită informație, eu sunt Brahma. Celălalt o pasează, o mai pune în memorie, păi nu avem deja. Iar, Brahma se plictisește, deci e un fel de autodistrugere a organului intern și când asta se întâmplă, rămâne doar Brahma, acela care e, nu acela care e gândit, nu acela care e stocat în memorie, ci acela care nu e stocat nicăieri. Atunci realizează căutătorul că nu a căutat nimic, că nu este căutător, că e Brahma. Atunci a și uitat de toată practica pe care a executat-o. Poate să fie 10 ani, 100 de ani, 1000 de ani, a uitat totul. Deși continuu, cum am spus, să-și joace rolul în viața asta. Corpul are prarabdha karma. Da? El există pe baza prarabdha karma. Deci el continuă să meargă pe stradă, deși nimeni nu merge pe stradă. Pentru el nu există așa ceva, mergătorul pe stradă. Nu există. Dar pentru ceilalți există. Ceilalți îl văd din afară, el se vede ca Brahma. El nu se vede, deci. El e Brahma. Deci asta e metoda. Da. Încetic, dar acesta nu e chiar un gând. Deci e mai mult decât un gând, e o convingere. În momentul când gândești, e nu, convingerea este. Ți se dezvoltă convingerea aia că ești singur, că nu mai există al doilea. Și atunci mintea și tot organul intern cade și... pentru că nu mai are sens. Deci tu nu ești diferit de mine, tot ce văd, tot ce aud, nu e diferit de mine.